libertate, fantezie, siguranța nu există. Sclav în propria țară, unde hoții tot insistă, înainte prin probleme de zbun. Suntem on la o nouă discuție minunată într-o zi frumoasă de miercuri cu... Să vă pun așa că și prea aproape de mine și mă intimidezi. Pare dubios. Mă, i-am luat după picior țără. Lângă mine se află, dacă nu-l recunoașteți, că probabil nu-l recunoașteți, este Ghiduș, pam pam, și acum băgam, de-aia apărea, ceasul, ieșeai din screen, nu știu, dacă asta, editează. Chidal face asta, dacă editează cineva, nu ne mai editează Chidal, le editează Ionuț. Și mulțumesc, dar că tot ai menționat. Mulțumim, Ionuț, mulțumim, ești de treabă. Dacă se aude ciudat, să știți că sunetul luăm cu un telefon. Nu mai mișca. Aici, dar sunt eu electristii priză. Vreau să-l pun mai aproape de mine, să vedem dacă se aude. Dacă se aude un țirit sau un zgomot de fundal sau un ceva nașpa, okay. Asta e, treceți peste. Și vorbim cu Ghiduș, pentru că Ghiduș a slăbit 40 de kilograme în 3 luni și 5 zile. Mi se pare imposibil, dar hai să povestim despre asta. Ia spune-mi. Cum? Și eu spun de exact ce știu? Probabil... erai prea mare. Nu, am slăbit pentru că am început să-mi iau hate și am pus la suflet și am spus că e momentul să fac o schimbare cu mine ca să fiu mai plăcut de oameni din jur, știi? Pentru că nu mai era ce hate, să te vezi. Mesaje de-astea? Da, frate, da, grasule, când slăbești, bă, hai cu chilele alea, că dacă te pui pe tară, ești cât un tir. Grele, știi? Și am pus la suflet și am zis, bă, trebuie să fac o schimbare, să demonstrez oamenilor că eu pot să fac chestia asta. Acum mă gândeam, dar mai sunt youtuber grași la noi? Nu cred, nu știu. Nu știu, nu vine nimeni în cap, adică vezi, nu... A fost Codrin, dar a slăbit și el. Mamă, dacă te-a slăbit, cum tu nu l-ai văzut, să vezi, mamă, e ca tine așa. Cred că a dat 30 cel jos, nu știu. Dar nu mi-aduc aminte. Și Colo, tovarășul meu, a fost și el mare și a slăbit iar. A slăbit și el, 35-40 de kg și el. Dar în mai mult timp. Deci, Lino a fost foarte gras. Așa, de Lino, da, știam. Da, că avea clipurile alea când era și după aia l-a luat vele și cam mai... Și așa vrei să te faci și tu să bagi... Eu oricum la... deja... Bun. Deci 3 luni și 5 zile. Zim, ce ai făcut în astea 3 luni și 5 zile? Fii atent, să-ți spun ce am făcut e foarte ușor de pus în practică, e foarte greu. Deci e simplu, nu mănânci carbohidrați, nu mănânci dulciuri, nu bei alcool, dar și faci sport. Simplu. Dar acum... Încearcă să le pui în practică. Te pui la masă și n-ai voie să mănânci pâine, n-ai voie să mănânci cartofi, n-ai voie să mănânci prăjeli. Păi și ce mâncai? Brocoli cu piept de pui. Am mâncat brocoli cu piept de pui să moară ăsta, dar eu cred că am seră de brocoli în stomac. Păi eu de 3 zile mă chinui fără dulciuri și după 2 zile deja am cedat și mi-am luat ciocolată de aia, dacă știe de aia, cacao 90%, 85%, de aia aveai voie? N-am avea voie, mă, nimica. Aseară am vrut să mănânc și eu două de-astea pătățele de ciocolată. Le-am luat, le-am mestecat și le-am scuipat, că mă simt prost să le mănânc de un... Serios, vezi că am încercat să mănânc o dată în prima lună de sală o filie de pizza și am vomitat-o. Așa mi-a zis și mie cineva că dacă mănânci... Dacă nu mănânci mult timp și după aia începi să mănânci, parcă nu mai... Nu mai merge. La ziua mea acum, când a fost ziua mea, am avut ca tematică de asta, cum se zice, de mâncare, am avut salate. Am primit mesajul, n-am putut să vin, dar ți-am zis la mulți ani, ți-am urat, dar n-am, da, chiar n-am avut să ajung. Așa. Trebuia să fie acolo. Am văzut că a fost toată lumea și mai chiar. Și... Eu mulțumesc tuturor celor care au venit la ziua mea, mi-a făcut ziua mai frumoasă. Și a fost și o cerere în căsătorie, acum am adus aminte, da. Bravo voi, felicitări, era cazul. Ea mi-a dat din el, ea mi l-a pus. Era cazul. Deci vă zic, ai cerut în căsătorie până acum? Nu. Boss, fii atent. Nu se compară cu nimica. Deci ca emoții, e grav. Deci eu, îți dai seama, eu sunt pe de 10 ani, știi? Și am și zis, bă, când o cer, o cer, că deja se știe, că ne luăm pe putare. Dar când vine momentul să o ceri în căsătorie și începi să te pregătești și pleci să-i cumperi inel, începe, ușor. Ta. Dacă nu-i place inelul, dacă e prea mic, dacă e prea mare, dacă nu-i bun diamantul, dacă putare. Și crede-mă, în seara aia când am cerut-o, bossule, deci 4 ore până când s-au strâns toți ca să fie toată lumea acolo, deci am făcut ture, așa, nu puteam să mă abțin de emoții, deci tremuram, nu puteam să-i nimăresc inelul pe mână, făceam așa, am ținut mâna. A stabilit data? 22 august vrem să facem. Deci trec în calendar să fiu plecat pe 22 august. Dacă vrea cineva un spectacol sau ceva pe 22 august, să-l punem de acum ca să fie ocupat. Nu, glumesc, bine, îți dai.
Vii și îmi dai darul un spectacol. Vin, mie îmi place la anunț, chiar sunt fan. Îmi place să vin, să dansez, să mănânc, să beau. Dar acum ce fac? Ah, bine, până atunci probabil nu o să mai ții așa regim. În mai vreau să ies întâi mai la mare cu pătrățele. Asta e planul? Păi da, nu mai pot să dau acum înapoi, adică am slăbit și gata, acum am apucat să mănânc. Plus de asta și mai am pus să mănânc, că mi-am pus aparat de tar. Când ți l-ai pus? Acum 3 săptămâni. Și cât trebuie să-l ții, un an? 2. Te obișnuiești. Prima săptămână e mai grea, care da, acum, deja, acum deja e ok, pot să vorbesc mai corect, chiar dacă să mai afia un pic să se asta. Dar în prima săptămână n-am putut să mănânc nimic solid. Deci apă și supă cremă. Te-au durut un pic dinții, te ieși incomod. Nu e ca și cum te doare real, ca și cum te doră măsea. Dar știi care e senzația exactă pe care pot să o descriu eu? E ca și cum mă țin într-o coajă de sămânță între fiecare dinte. Și stau acolo. Și te obișnuiești până la urmă, că stau da. În care mănâncă semințe de atâția ani și na, te obișnuiești. Și bă, lasă. Acum gata, nu mai simți, știi? Le simți, dar nu-ți spune că îl simți, e un obiect strâng în gura ta. Dar te obișnuiești, care e iubita mea de o lună, două, nu știu, și tot la fel. La început era, am povestit, la început era tot la fel, băi, nu știu dacă pot, nu-l suport, nu. Acum e bine, uite, cred că nu, parcă nu mai simt. Deci da. Te obișnuiești. Eu în prima zi în care mi l-am pus, nu m-a durut și nu te doare prima zi deloc. Am aflat a doua zi. Și zic, mama, așa simplu cu aparat, hai să mâncăm. Și m-am dus să-mi iau o supă cu crotoane. Și când am băgat crotoanul în gură, mi-a sărit un brachet. Și zic, mama, e groasă. M-am întors la dentist și mi-a zis, n-ai voie crotoane. Și zic, bine. Uite, asta te ajută și pentru dietă, că nu prea poți să mănânci chestii. Știi cât am slăbit? Deci am slăbit mai rău decât dacă mergeam mai des la sală. Că nu pot să mănânc. Și acum, dacă vreau să mănânc, pot să mănânc, doar că obosești mâncând. Pentru că ți-ntră sub gingii, sub buze, trebuie să faci așa când mănânci. Nasol, știi, nu mai pus eu bucata ta, să o bagi în gură, să o mesteci, bam, înghiți. Nu, frate, eu bucata ta și o mesteci, până o faci piure, și eu mănânc. Dar tu aveai nevoie de aparat, nu? Am vrut să-mi schimb total stilul de viață și viața. Am vrut să devin mai sănătos și am zis să repar tot ce este ca la mine. Am înțeles. Păi și cu părul. Mi se prea că le-a stricat, așa cum e, mai frate de închis. La pătrățele, o să fii... Mama, dar fii atent, mergi și eu, mergem la mare. Că și eu m-am băgat acum, bine, eu nu o să fac pătrățele, dar măcar să slăbesc 6-7 kg până mai, pentru că e suficient. Frate, că eu am slăbit în prima lună 13 kg, în prima lună. Păi da, dar eu nu o să țin regim așa strict. Eu încerc să renunț la dulciuri momentan, dar nici măcar cu ciocolată, mamă, rup, nu că mănânc. Păi eu fără, vezi că, bine, de un an, doi nu prea, dar eu seara fără 10 măgura de alea, 8 măgura, buuuu, și... 10 de alea? Băgam, nici nebun, în vafe, înghețată câte 7-8 pe seară. A, atunci e normal. Nasol. Eu și știu cum am îngrășat. Mergeam, mă trezeam dimineața, mă duceam la geam, mâncam o dată dimineața, după aia la prânz mâncam o șaorma, seara o pizza și dacă făceam vreun șpriț, până la 3-4 dimineața mai comandam o pizza. Asta e prost, că la băut ți se face foame. Rău de tot. Tu nu bei, bei acolo acum? Bă, rar. Adică trebuie să fie o ocazie specială. Într-adevăr, dar înainte era ocazie specială în fiecare zi. M-am sunat la, bă, e ziua lui cumnată, e ziua lui cutare. Și dacă vrei să bei, e clar, adică găsești ocazie să faci lucrul ăsta. E marți, fără probleme. Miercuri, e joi. E marți de înainte de miercuri de după luni. Cu o săptămână de marți a trecută, hai să bem. Și sfinții ăștia, frate, mi se pare că sunt sfinți în fiecare zi. Ieri a fost Sfântul Daniel, știai? Am citit pe net, nu știam, dar... Sfântul Daniel. Nu la mulți ani, dacă vă cheamă Daniel și am uitat să vă zic. La mulți ani, frate. Am un prieten. Sfântul Cristian. Sunt. Ocazii de băut avem. Zilnice sunt dacă e să o iei așa. Dar la ziua ta n-ai băut nimic? Bă, până pe la vreo două dimineața n-am putut de emoții. Deci am vrut să beau un pahar de whisky ca să-mi fac curaj cu oamenii, știi, să o cer. Și nu mi-a intrat. Deci am gustat și zic, mamă, e nasul rău de tot. Și deci înveți acum repede. Dar e mai bine că te costă mai puțin bani un bătare de asta, știi? Înainte să te prezi costa 2-3 milioane. Acum cu 50 de lei, toată seara. Bun, și zi-mi, 3 luni jumate, ai început când? Pe 3 septembrie. 3 septembrie, noiembrie, decembrie.
Băi, dar tu, mi se pare prea repede, adică e ok să... Este ok dacă știi cum să o faci și știi ce să dai corpului. Trebuie să dai și niște proteine ca să nu-ți îngreuneze ficatul. Trebuie să iei și niște pastile de ficat, la fel ca să nu-l îngreunezi, pentru că tu în perioada asta elimini foarte multe toxine prin ficat. Știi? Okay. Și îl bagi într-o stare care nu e tocmai sănătoasă. Dar dacă știi cum să-l tratezi și să-i dai ce pastile îi trebuie la timp, să-l cureți, e foarte ok. Și plus de asta, acum am o perioadă de platou în care trebuie să fac pauză de la sală, doar să țin regim, pentru că atunci când faci și sală și ții și regim, la fel îngreunezi foarte mult ficatul și la un moment dat o să-ți cedeze. Și o să ajungi la spital că ai făcut vreo ceva la sol. Păi gândește-te. Cum a murit? Bă, și trebuia să mergem la mare cu pătrățele și s-a dus. Asta se întâmplă când ești foarte gras, dar la tine nu e cazul. Gândește că ficatul meu a drenat 40 de kilograme. Dar cât aveai, câte kilograme? 140, 139 și un pic. Și acum ai trecut sub acum mai puțin. Eu zic că a reușit să slăbesc în 3 luni fix. A fost 40 de kg, acum am vreo 96 de kg, 95 chiar. Deci eu tot continui să dau. Dar cum ai ajuns mă la asta? Mi se pare super mult ăsta. Băi, deci tu ai văzut poze cu mine că trebuie să-ți arăt. Deci au niște poze cu mine. Că punem, îmi trimis și bag un clip. Deci m-am întâlnit niște filmări și niște poze cu mine de astea vară de la mare dezbrăcat. Bă, frate, deci zici că aveam un corp și o burtă mă atașată. Deci că aveam costum la de sumă. Eu nu mă mai recunosc. Deci când mă spăl, frate, și mă dau cum să pun pe picioare, zic, doate, cum să te ieși nebun, sunt picioarele mele. Și plus asta se întâmplă o grămadă de chestii de care nu-ți dai seama, nu poți să te închiri la șiretul. Nu poți să stai unghiile la picioare singur. Nu mai zic, te ștergi la culp, ia vei până. Bun, povestește-mi cum începeai, când ai început programul, cum porneai ziua. Ce făceai de dimineață până seara? Mă trezeam dimineața, de obicei mâncam un mic dejun foarte sănătos, adică niște fulgi de ovăz cu un iaurt grecesc de 10%. Și 150 de grame de fructe de pădure. Le-am amestecat și mâncam, la tot micul dejun. Ok. Care a sățios și chiar ținea de foame. Și să știi că e delicios. Adică nu mă așteptam la chestia asta. Așa cum al mănânc, că îmi face plăcere. Și ușor să ți-l faci acasă, adică nici nu trebuie să ai cine știe ce scole. Trebuie un castron și să le pui așa la o altă. Notați, ăștia care sunteți peste 140, dacă vă uitați, luați o foaie, un pix. Și hai să ne apucăm. Oricum vreau să încep un proiect nou în care să fac un concurs, să iau pe cineva și să-l ajut eu personal să slăbească, să fiu trainerul lui. N-am cum, eu nu. Tu stai liniștit, tu stai acolo. 92, na, sunt, dar nu sunt de concurs. Dacă, auziți, dacă vreți să vă băgați, dacă vă uitați la clipul ăsta... Scrieți pe Instagram. Intrați pe zi Instagram. Ales ghiduși. Îl găsiți pe, na, are un milion de oameni, sigur îl găsiți. Am 100 de mii, grade. 100 de mii? 115 mii. Bine, am 40 de mii, dar zic, toată lumea are acum mulți pe Instagram. Păi da, dar în perioada asta în care au avut iar indexări Moca de la Instagram, atunci au lipsit. Și în perioada în care crești pe TikTok Moca, pentru că acum ei vor să indexeze foarte mult ca să adune mulți oameni. N-am TikTok, bă, cred că sunt... Greșeală, boss. Auzi că rupe TikTok, toată lumea vorbește. Pentru că este la început și vrea să dea foarte multă indexare, adică trimite clipul la toată lumea. Înțelegi? Acum tu pe Instagram, gândește-te, eu am 100.000 și fac 7.000 de like-uri la o poză. Cât înseamnă asta? Nici 10%. Ai înțeles? Din oamenii pe care ai. Dar TikTok-ul, dacă tu ai 15.000 de followeri, faci 400.000 de view-uri la un clip. Da, dar la fel, ca la Instagram, după aia în timp o să-ți... Păi da, dacă nu prinzi trenul acum să crești, până tai niciun... Păi da, dar pe TikTok am văzut că se fac doar de-astea, mai mult pentru copii, mai ce poți să... Ce faci pe TikTok? E adevărat, se fac challenge-uri. Vezi că sunt oameni, boss, cunoscuți pe stradă ca TikTok, adică se știu de pe TikTok. Și eu sunt într-un grup acum de TikTok, de care nu știam. Dar oamenii, bă, sunt geniali și de buni, cunosc oameni, au milioane de like-uri, e groasă. Cred că am pierdut și trenul ăsta, nu e târziu acum să spui? Nu știu, m-am apucat de o săptămână și cred că îmi fac față. Câți ai? Câți? 7.000. Într-o săptămână? Da. Și ăștia de la noi mari câți au? Un milion. Gata, am fac TikTok. Andrei Ogana e cea mai tare. Am auzit, da, 2 milioane. Rupe TikTok în două. Chiar mă întrebam ce mai face și uite, rupe pe TikTok. N-am mai văzut-o pe Instagram, n-am văzut nimic, pe Facebook, n-am... Tu dacă ție-ți merge că vinzi brânză, te-ai pus să vinzi mici? Da, corect. Si.
Gata, mă găsiți pe TikTok de luni Cristi Priză, dacă nu e luat, îmi fac TikTok și vă dau acolo cu TikTok. Uite mă, da, uite, dacă tot e la început, dar nu e la început, că TikTok are un an, doi, câte TikTok e de vreo 4-5 ani, a fost musical înainte și au cumpărat oamenii platforma. Da, da, de ce nu mi-am făcut? Chiar a fost de mult acolo. De ce nu mi-am făcut acum 2 ani? Așa și la Instagram, dacă îți făceai acum 8 ani, erai... Bă, eu am de atunci, doar că nu... N-ai postat. Nu eram creator de conținut, eram pur și simplu un utilizator, știi? N-ai cum să crezi dacă pui poze cu tine și nu faci nimic altceva. Da, nici pe TikTok. Pe YouTube ce ai mai postat? Tocmai ce am pus 2 clipuri, 100.000 pe clip. Chiar sunt super, super mândru că după 3 luni de inactivitate chiar mi-a mers primul clip, adică era super, bravo, înainte nu mergea. Ai primit mesaje? Ce faci, mă? Unde ești? Foarte multe fete m-au căutat și ideea e că eu am vrut să mă ascund în toată perioada asta, știi, ca să nu mă, să nu dezvăluie cineva secretul, să mă vadă, că m-am vopsit, că am început să slăbesc, că merg la sală și a fost o luptă să nu mă găsească oamenii, să nu fac poze cu ei pe stradă. Deci, serios. Păi și la ce sală te-ai dus? Unde mergeai? La Pescariu. Mamă, și le mulțumesc din suflet. Lasă-mă să-mi fac și eu treaba. Vă mulțumesc din suflet Pescariu, Sport & Spa. Sunt oamenii care, într-adevăr, au reușit să facă schimbarea cu mine. Dacă erau alții, nu cred că reușeau. Pentru că oamenii ăștia mi-au pus la dispoziție niște facilități pe care nu cred că le mai găsești în România. Real vorbind. Deci mi-a dat trainer, abonament și multă susținere din partea lor. Real. Deci chiar contează. Foarte mult. Deci nu cred că există vreo sală la care să fi mers să am drive-ul ăla. Deci era acolo, e ca o familie și ai tot ce trebuie. Piscină, spa și era și chestia că eu dacă petreceam tot timpul acolo, toată ziua, că trebuia să fac 2 antrenamente pe zi, veneam dimineața și plecam seara. Și tot timpul ăsta eu aveam restaurant la ei, aveam spa unde să mă duc să mă relaxez, puteam să fac duș, puteam să merg să not, puteam să fac sală, puteam să fac yoga, puteam să fac box. Și toată ziua petreceam acolo. Asta m-a ajutat să slăbesc cel mai mult. Și regimul alimentar. Să revenim la program. Deci mi-ai zis iaurt cu 10%, cu fulgi, cu fructe de pădure. Așa. După aia? După amiază am mâncat un pui cu o garnitură de broccoli, de țelină. Chestii care nu cresc în pământ. Chestii care cresc deasupra pământului. Pentru că ce crește în pământ are carbohidrați. Ok. Dar morcovul, să știți că e bun chiar dacă crește în pământ, morcovul e ok. Și mai mâncai și seara? Da, mai mâncam o dată seara un pește, tot așa cu broccoli. Nu pare puțin dacă stai să te gândești. Nu pare puțin, doar că trebuie să poți să iei lucrurile astea și să le faci sau să le cumperi la restaurant. Eu personal acasă nu cred că am mâncat o dată unde când să mergem și doar la restaurant și credem că costă să faci chestia asta. Și nu ți era poftă la început de ciocolată, de... Eu cu dulciurile oricum n-am fost, beam sucuri, știi? Amestecate cu băutura. Și chestia e că orice ai fi făcut, să vrei să mănânci, nu-ți venea să faci pentru că știai că ai fost o săptămână în criză de foame. Și zici, băi, acum după o săptămână, dacă bag 2 file de pizza, mă piși pe tot ce am făcut o săptămână. Da, și asta e adevărat. Și te deranjează la conștiință. Rău. Rău că am vrut să pic, gata, mă duc mănânc chestia, nu mai pot. Și nu te lasă. Deci măcar o dată, o zi, n-ai făcut asta? Crede-mă pe cuvântul meu că la mâncare n-am greșit deloc în toate 3 luni. Ai băut bere, ai băut vin? Nu am băut vin cu apă minerală sau sec și am mai băut de câteva ori gin cu apă minerală. Și s-a simțit după că... Da, mă, frate, păi cum, am slăbit în prima săptămână 4 kg. Într-o săptămână. Dar știi cum e, când ai presiune mare, știi, iese repede. După aia când te faci mic, presiunea nu mai așa mare să dai. Și acum e cea mai grea perioadă, pentru că slăbim mult, corpul nu mai vrea să dea randament. Și trebuie să-l odihnesc un pic, să iau din nou un kickdown, să zic așa, să-i dau forță ca să slăbesc rapid, iar. Să am din nou energie. Și același regim sau trebuie să schimb? Să... Testăm. Deci am venit cu instructorul și zic că trebuie să testăm. E posibil să trec pe un regim mult mai strict, pe gramaj, să stau cu contarul pe bagaj. Da, da, atunci când ajungi la ținta aia pe care ți-o dorești, deja în mod de viață nu mai te gândești că m-am ajuns acolo și de-abia aștept să mănânc pizza. Mie nu mai mi-e poftă de pizza. Dar îți mai e poftă de ceva? Ce? Nu, pentru că m-am obișnuit să mănânc sănătos. Și mă simt mult mai bine, mă trezesc dimineața, frate, la 8.
ca oamenii. Până la unul eram treia zi, la unul ziua. Deci nu e vorba doar că slăbești, dar ți se schimbă modul de viață și de a trăi. Și ești mult mai sănătos din punctul meu de vedere. Și cred că și din punctul meu de vedere. Încerc și eu, dar vara să nu o bere. Dar poți să bei, dar zici nimeni să nu bești, nebun. Bine, o zi, două, trei pe săptămână. După aia faci tu pauză și mergi la sală. Dacă tu întreții chestia asta cu sala, tu în continuu ești într-o transformare, știi? Sau într-o menținere. Că tu dacă mergi de trei ori pe săptămână la sală, tu poți să mănânci cam ce vrei tu, n-ai costi de așa. E... Da, stabilitate. Bine, să știi și la sală ce faci, să nu mergi cum mergeam eu, de făceai o poză și tu mai plecai acasă. Da, mai știu, mai știu oameni ăștia în care merg la sală doar pentru show-off, știi? Se îmbracă, merg, bam, face de două ori și pleacă acasă. Aia nu se numește sală. Faci acasă exerciții sau doar? Când apucam să merg la sală, da. Mă urcam pe pat. Făceam urcări pe pat ca pe scări. Cât dura antrenamentul la sală? O zi. Mă glumesc că... Care antrenament? Primul sau al doilea? Că făceam două. Ambele, zi pe rând. Deci dimineața mergeam, înotam cam 3 km jumate sau 5. Între 3 km jumate și 5 km înotam zilnic. Asta în primul antrenament. Și făceam, după bazin, făceam 40 de minute de bandă înclinată. Seara veneam, mai făceam o altă bandă și un antrenament de forță. Dar nu de forță. Mai mult, nu știu cum se numește, cred că stretching, nu stretching. Un antrenament de menținere a corpului, pentru că nu puteam să pun foarte mare greutate pe corp, fiind gras. Dacă eu mă apucam să fac genoflexiuni cu greutatea mea și să mai și pun greutate în spate, îmi distrugea genunchii. Da. Și fiind gras și nefăcând sport de foarte mult timp, n-aveai cum să te apuci să faci cu greutăți mari. Și a trebuit să iau cu greutăți mici, dar mai multe repetări. Deci în loc să faci un exercițiu la piept care are 3 serii de câte 8 repetări cu 100 de kilograme, eu făceam 4 serii de câte 20 de repetări, dar cu 30 de kilograme. Și așa am reușit să-mi aduc înapoi memoria musculară. Eu dacă am făcut sport vreo 14 ani, memoria musculară rămâne undeva, doar că trebuie reactivată. Și se reactivează undeva la 60-90 de zile. Deci abia acum, practic, pot să spun că sunt apt să mă apuc de sport ca lumea. Eu, din câte știu, la o greutate foarte mare nu e nici indicat să alergi, nu? Sau să... Nu, păi nici acum nu alerg. Deci ca să alergi, asta e o greșeală pe care o fac mulți. Zic, mamă, mă duc graș și alerg. Păi îți distrugi genunchii, îți distrugi încheieturile la gleznele și plus de asta e risc de infarct, ești de mână. Deci nu alergați, dacă aveți peste, nu știu câte chile, că nu... Nu, dacă aveți peste kilogramele voastre cu vreo 15, nu alergați. Mergeți înclinat, că vă zic eu că e efortul mai mare decât dacă alergi. Că merge înclinat, știi? Și depui efort mai mare. A, da, poți face asta în parc unde sunt... Nu, poți să faci pe bandă în sală. Eu nu înțelegeam asta cu banda. De ce se merge pe bandă când poți să merg pe afară, că așa pe bandă n-ajung nicăieri. Dar nu poți să mergi undeva 5 km perfect înclinat. Scări, te întorci, le iei iar, te întorci, le iei. Scările mai groase. Te întorci de 1000 de ori. Dacă n-ai bani de sală, poate sunt oameni care n-au bani să meargă la sală. Îți găsești un deal, îți găsești ceva în parc, o chestie, pac, te duci, te întorci. Da. Soluții sunt, dacă ai voință, nu ca mine. Și am două parcuri de mine. Începusem într-un timp și o să alerg. Începusem să... Ai alergat așa ceva? Zilnic, cât o flotare. Eram bine. Eram top. Și plus că dacă alergi, nu faci efortul necesar. Că alergi 500 de metri, crede-mă. Da, că nu poți să... Am alergat odată 2 km și am crezut că am alergat 200, eu nu înțeleg pe aia, la maraton cum alergă 40. Mi se pare imposibil să alergi 40 de kilometri sau... Cum faci tu glume, mă rog? Yeah. Hai, e mult spus. Dacă ai fost la show și ai râs. Da, am râs că te cunosc. Nici n-auzea, asculta muzică, dar râdea așa, că bă, suntem prieteni. Am văzut pe de la ta, știi, și râdea, zic, ai de râs? Nu, chiar mie îmi place ce faci. Dar atunci te apucasei de... Nu știu când ai fost la show, te apucasei de... Erai în regiunea, nu știu, acum 3 săptămâni, 4 săptămâni. 3-4 săptămâni, da. Erai în working. Da. Dar ai trișat, ai băut cu mine atunci. N-ai băut ceva? Păi da, băut, dar ți-am zis, dacă vei așa la ocazie specială, că era o ocazie specială, da, nu se pune, frate, dacă vei o dată la 2 săptămâni. Asta mă sperie pe mine, strictețea, dar dacă se poate să... Te bucur mai mult, te bucur mai mult când o faci o dată cu ocazie decât să o faci zilnic, să știi. Clar. E și nici nu e bine că... Mori, dacă poți ia așa zile, cât poți să ții, cât poți ține și organismul.
indicat. Poate să te țină toată viața. Dar poate să te țină 3 zile. Da, sunt excepții, că mai auzi la ea. Lasă-mă, că el, uite, a băut, a fumat, da, a făcut de toate și a prins 90 de ani. Bă, ce bine, de cât are? 50, nu, 25. Dar ăla e unul care, na, pe care îl ajută organismul 99%. Bam! În fin, destul despre morți. Hai să vă întâlniți. Zi-mi ce planuri de ai, în afară de faza cu slăbitul și cu pătrățele și cu ce ai în plan. Urmează să vă reactivez seriile pe YouTube de, pe care le aveam cu cutia lui Ghiduș, dacă râzi, în arghileaua la care trebuie să vii și tu la mine, să-ți pun și întrebări. Vin, dar nu cu fumatul de niciun fel. Dar ce, trebuie să fumești tu în arghileaua? Vezi eu. Ah, corect, cu drag, când vrei vin. Și am acolo niște provocări mai... Noi, tocmai sunt în discuții pentru un studio unde să mut toată activitatea, că nu mai vreau să combin casa cu studio. Tu ai fost la mine, nu? Cred că... Nu știu. Eu am stat într-o casă foarte mare, o greșeală pe care am făcut-o, casa în studio în casă, știi? Și nu mai era casă, era doar studio, pentru că erau toți oameni la mine în fiecare zi. Știi? Și mă trăzeam din pat dimineața, era cineva în casă oricum. Și am zis, bă, nu mai trebuie să combin chestia asta între ele, casa e casa și masa e masa. Și le-am separat. Și o să ai studio nou, revin emisiunile, o să fie nebunie pe canalul lui Ghiduș. Faia, clipuri și peste... Parcă mă că nu postez nimic. Priză, curul, gol! Parcă mă că nu postez nimic în... Am postat într-o săptămână deja de două ori, deci e o chestie pe care l-am făcut-o de 2 ani. Și în perioada asta de 3 luni, în afară de regim, exerciții, ce mai făceai? Păi nu cred că făceam, am citit. Hai să vorbim despre asta! Ultima carte pe care am citit-o și îi mulțumesc lui Șurubel de la Virgin Radio, să nu mai zic de la 10 lucruri, știi? De ce? Nu mai sunt 10 lucruri? Păi mai sunt, dar nu mai poate să... De mai mult decât l-am postat eu. De la foștii actualii 10 lucruri. Paradoxul cimpanzeului se numește cartea. Ok, și o recomandă. Da, și-a dat seama Șurubel că am nevoie de chestia asta, pentru că eram într-un impas și în momentul în care nu mai te vezi cu oameni și nu mai socializezi, încep să fii mult mai sălbatic. Noi, în fiecare dintre noi, găsim un cimpanzeu, pentru că noi gândim cu mai multe părți ale creierului. Noi avem partea frontală, care este partea umană, și partea din spate, care este partea cimpanzeului. Tu dacă mă întrebi pe mine, de exemplu, dau un exemplu, să-ți fac un rezumat, ce faci? Cimpanzeul preia primul, știi, întrebarea și o preia ca și cum l-ai întrebat, ce faci, mă? Și îți răspunde direct, da bine, mă, nebunule! Dar dacă o treci prin partea umană și o gândești, poți să-i răspunzi omului corect, știi, da, fac bine, cu tare, cu tare. Și trebuie să învățăm să gândim cu ambele părți ale creierului și să îi facem prieteni pe ăștia. Pentru că noi avem un cimpanzeu în noi. Sunt mulți care răspund doar cu partea cimpanzeului. Exact. Și o folosesc foarte des și drăguț. Și au trecut repede astea 3 luni. Citi, da, repede, stă în bine, dacă treceai dimineața la sală și... Bă, la 9:30 eram în sală și te luam la 6 seara. Și te culcai la cât? Că și somnul știu că e important. Bă, la 9:10. Și te culci foarte devreme. Deci că între 10 și 11 seara s-a dovedit științific că atunci este posibil ca neuronii să se refacă. Dar întrebarea mea este, dacă stau în America, la ce oară se regenerează? Știi? 10 și 11. Eu știam că cel mai bun somn, și așa e între 11 și 6-7 sau tot așa, ceva de genul 11. Cel mai profund somn, dacă te culci la 10-11 seara, este între 5 și 6. Atunci, dacă ai un om care să lucreze cu tine, cu creierul tău, poate să-ți inducă să fii un om mult mai de succes, să renunți la vicii, pentru că atunci tu ești într-o stare în care accepti sfaturi în subconștient. Deci dacă dormi la un psiholog, se fac niște astfel de tratamente, dormi la el și la ora cu tare vine la tine și începe să-ți vorbească la ureche. Tu nu ai cum să te trezești atunci, pentru că o faci într-un mod în care nu ai cum să te trezești. Doar că lucrează cu subconștientul tău și îți imprimă în el niște lucruri. Sunt oameni care au slăbit așa, care au fost la psiholog, le-au spus. Nu mânca, nu mânca. Ideea e că nu trebuie să vorbești deloc negativ, deci n-ai voie să pronunți cuvântul nu. Încearcă să lași puțin, mâncarea. Mănâncă mai puțin, știi? Fii mai bun. Și aparent funcționează. Apropo de asta cu orele, eu cred că depinde, na,
și variază de la om la om, pentru că am văzut de Mark Wahlberg, am citit ceva și am văzut un clip cu programul. Deci n-am reușit să pronunț numele la omul ăsta niciodată. Wahlberg. Mark Wahlberg. Se trezește la 3-4 dimineața, ceva, se culcă tot la fel 9-10 de vreme și are un program ăsta de antrenament, se trezește la 3-4 în fiecare dimineață, bagă antrenament. Ce-l cum arată ăla? Păi asta zic eu. Văd cum arată ăla. Dar el la ora aia la 4 e treaz și se spune că trebuie să dormi până la 6. Cred că e în funcție de fiecare, de organism, de om, de... Ce faci cum de program? Dacă omul a găsit succes în chestia aia, de ce să nu profite de aia? Să urmează tu pe... Dacă merge să vinzi brânză, vinzi brânză. Exact. E ok. Bun, cât avem? 30 de minute fix. Perfect. Mersi mult că ai venit. Eu îți mulțumesc de invitație aici la studioul Cristi. Sper să te ții în continuare în mai, să mergem la mare. Merg și la mare să te văd cu pătrățele. Și tu să fii mai slab. Și un pic mai slab, Doamne ajută. De obicei rugam, dar mama am și uitat de când am mai filmat, rugam invitatul pe final să lase un gând, o urare, un mesaj oamenilor care se uită, dacă vrea, dacă poate, dacă are. Cred că ai mai făcut asta, dar te rog să o mai faci încă o dată. Să-i fac o urare? Stai să mă gândesc acum. Ceva din inimă, din suflet sau prostie? Să fii sănătoși și să faceți mulți bani. Perfect. Și cu asta încheiem aici. Mersi că v-ați uitat. Azi fac și momentul sponsorului la sfârșit. Dacă vindeți ceva, o proprietate, un teren, un apartament, o casă în București, Cristi Priză pe Instagram sau pe Facebook. Mersi că v-ați uitat. V-am pupat. Pa! Tot ăsta spus ai parte de iubire, dar și de contracost. Viața trece, mă lasă rece. De-aia momente când mă bucur de ea cât 10. Nu mă pot judeca, asta-i felul meu de-a fi. Și n-am altă replică la situație decât se la vi. Viața trece, mă lasă rece. De-aia momente când mă bucur de ea cât 10. Nu mă pot judeca, asta-i felul meu de-a fi. Și n-am altă replică la situație decât se la vi.